Handbalistele de la SCM Craiova au înregistrat două înfrângeri în 2024, ultima în fața formației CSM București în polivalenta din Bănie. De data aceasta, formația pregătită de Bogdan Burcea pare a avea o sarcină mai ușoară în fața echipei Dacia Mioveni, o formație care în acest sezon nu a obținut decât 3 victorii din 13 partide. Meciul marchează și începutul returului campionatului pentru ambele formații. Oltencele consideră că victoria este obligatorie, având în vedere rezultatele mai puțin bune din ultima vreme. Echipa este pregătită, deși pare una ușoară, nu e absolut deloc ușoară. Având în vedere situația Miovenului, suntem pregătite pentru un meci 100% de a depune efortul și munca pentru cele 3 puncte. Obiectivul este clar, cele 3 puncte. Meciurile de acest gen zic eu că sunt foarte periculoase. Sunt periculoase pentru că nu am început așa cum ne-am dorit acest campionat și așa cum am spus, luptăm ca echipa să fie motivată și să obținem cele 3 puncte. Deci obiectivul este clar. It's not gonna be easy game, I think. După ce am pierdut puncte în campionat, este greu de spus cum va fi meciul cu Miovenul. Cred că avem nevoie de toate cele 3 puncte, este foarte important pentru noi. Am pregătit cu multă atenție această partidă și sper ca după această victorie să ne revenim și să legăm alte rezultate bune care să ne mențină în primele echipe. Înaintea acestei etape, Craiova ocupă locul 5 și Liga Florilor cu 25 de puncte, cu 3 peste ocupanta locului 6 SCM Râmnicu Vâlcea, formație care joacă în această etapă cu Lanterna Roșie Știința București.